Șoferii care circulă fără RCA sau în perioada în care au asigurarea suspendată riscă amenzi cuprinse între 2000 și 15.000 de lei, în funcție de tipul de autovehicul, potrivit modificărilor la legea asigurării auto obligatorii adoptate luni de către Senat. În prezent, valoarea sancțiunilor nu trece de 2.000 de lei. Senatul a adoptat ca primă cameră sesizată noile modificări la legea RCA, care introduc amenzi foarte mari în situațiile în care șoferii sunt prinși fără RCA sau cu asigurarea autosuspendată. Șoferii care circulă fără RCA sau care nu respectă obligația de a-și mobiliza mașina într-un spațiu privat ori circulă cu autovehiculul pe perioada cât asigurarea RCA este suspendată, vor putea fi sancționați cu următoarele amenzi. În cazul vehiculelor încadrate în categoria autoturismelor, 2000 de lei. În cazul vehiculelor de transport persoane, inclusiv tramvaie, 7.000 de lei. În cazul vehiculelor de transport marfă sau cu altă destinație, având masă totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, 5.000 lei. Având masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 12 tone, 7.000 de lei. Având masă totală maximă autorizată mai mare de 12 tone, 15.000 de lei. Alte vehicule decât cele prevăzute la litera AC, 1.000 de lei. Amenda se reduce la dacă este achitată în maxim 15 zile. În plus, cei care circulă fără RCA sau cu o mașină pentru care asigurarea este suspendată riscă și reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare și retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare de către ofițerii și agenții de poliție, relatează realitatea.net.